Anul școlar este pe final, iar părinții care sunt angajați se gândesc deja ce o să facă cu cei mici de vârstă preșcolară în perioada de vacanță. O soluție care îi ajută până la jumătatea verii este să îi înscrie pe copii la programul de vară al grădinițelor din municipiul Pașcani pentru cei care deja frecventează aceste instituții. În luna iunie, grădinițele cu program prelungit funcționează după programul obișnuit. În luna iulie, programul va fi asigurat de grădinițele cu program prelungit numărul 2, respectiv numărul 3, prin rotație. Grădinițele din Pașcani vor funcționa, să spunem, pe perioada verii în luna iulie. Ne-am împărțit, am discutat și cu grădinița program prelungit numărul 3 Pașcani, prin directorul de acolo, și am decis ca de pe data de 3 iulie, 14 iulie, va funcționa grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani, iar de pe data de 17-28 iulie, va funcționa grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani, locația Vatra. Acolo vor fi găzduiți copiii care vor veni în perioada verii, respectiv luna iulie. Iar creșa, că după cum știți și dumneavoastră, creșa este în subordinea grădiniței cu program prelungit numărul 2 Pașcani, va funcționa anul acesta până la 29 iulie. În august, toate grădinițele vor fi închise pentru că o parte din timp personalul va fi în concediu, iar în a doua parte a lunii se fac pregătirile pentru începerea noului an școlar. August este luna pe care o rezervăm personalului să poată să-și efectueze concediul de odihnă și, de asemenea, în partea a doua a lunii august ne pregătim pentru începerea noului an școlar, care sperăm să fie un an mai bun decât acesta, un an în care noi, grădinița 2, sperăm mutarea în locația noastră și un an benefic pentru toată lumea, și pentru copii și pentru părinți și, nu în ultimul rând, pentru noi cadrele didactice și tot personalul angajat din învățământ. Părinții până când pot depune cerere? Cererile se pot depune până la sfârșitul lunii iunie. Se va depune la o cerere la grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani și, dacă doresc, dincolo la grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani. Poate să facem aici o remarcă. Beneficiază de acest program luna aceasta toți copiii care sunt înscriși la cele două instituții de învățământ. Grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani plus unitățile arondate și grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani. Spuneți ceva despre reînscrieri? Da, astăzi este etapa finală, când se vor delibera numărul de locuri care au rămas libere în etapa de reînscriere, iar de mâine începe înscrierea oficială, potrivit calendarului, pentru anul școlar 2023-2024, pentru acei copii care la momentul acesta deci nu au frecventat nicio instituție de învățământ. Ce condiții trebuie să îndeplinească? În primul rând, ca și noutate, începând din septembrie, deci toți copiii de 4 ani pot să fie înscriși în învățământul preșcolar. Până acum era ca și o obligativitate a copiilor de 5 ani, iar începând din anul acesta, și copiii care au împlinit vârsta de 4 ani. Dacă solicitările sunt mai multe față de numărul pe care noi ne-l-am propus, ca și noutate ne putem ajusta planul de școlarizare, putem să renunțăm la copiii de grupă mică și să îi preluăm pe cei care au 4 ani împliniți. Dar de fiecare dată, ca de fiecare dată, am făcut întotdeauna ca să mulțumim pe toată lumea. Acolo unde există negociere, înțelegere, lucrurile se pot rezolva. Care este planul de școlarizare pentru anul viitor? Câte locuri? Pot să vă spun pentru grupele mici, acesta poate fi consultat și pe site-ul Inspectoratului Școlar. Pentru grupele mici avem propuse pentru grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani, două grupe mici, adică 40 de locuri. Pentru grădinița cu program prelungit numărul 4 Pașcani avem o grupă cu 20 de locuri, iar pentru grădinița Vatra avem tot la fel o grupă cu 20 de locuri și la normal numărul 1, tot o grupă cu 20 de locuri. Programul urmează să fie publicat și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași, atât pentru Pașcani, cât și pentru celelalte orașe din județ.
După o amânare de peste o săptămână, prima bălăceală din acest an în ștrandul municipal din Pașcane ar urma să fie posibilă la sfârșitul acestei săptămâni. Mai exact, primarul municipiului Marius Pintilie a anunțat printr-o postare pe Facebook că ștrandul din strada stadionului ar urma să fie deschis vineri, 16 iunie. Deși inițial s-a discutat ca deschiderea să aibă loc pe 8 iunie, a intervenit o amânare din cauza unei probleme apărute. La ștrand am identificat până la urmă defecțiunile, au fost mai multe, am făcut reparațiile, astăzi am turnat beton, am acoperit găurile care le-am făcut și estimăm cu tot ce mai este de făcut în jurul datei de 9 iunie să tăiem primul bilet. Cade în sfârșit de săptămână și oricum apa o vom pune mai devreme pentru a avea timp să mai încălzească și pe data de 9 iunie ne cerem scuze că întârziem o săptămână, dar chiar nu a fost vina lucrătorilor de la noi. Am lucrat și la gard și la 9 iunie. Da, deci gardul s-a schimbat acolo pentru că stătea să cadă, exact. Iarba este cosită, întreținerea în mare s-a făcut. Din păcate am descoperit că este spart, să zicem, ștrandul, instalația e defectă. Am tăiat, am decopertat, s-a turnat beton, urmează să vopsim de acum tot ștrandul și cât de repede se poate îi dăm drum. Condițiile de acces vor fi aceleași ca și cele de anul trecut, pe bază de bilet, 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, de marți până duminică, de la ora 10 până la ora 19, iar în zilele de luni, între orele 12-20. La fel ca și până acum, cei care își vor petrece timpul liber la ștrandul municipal vor trebui să își aducă din oraș o gustare sau băuturi răcoritoare. În incinta locației din strada stadionului nu este niciun agent economic care să presteze astfel de servicii. Aceeași situație nu este însă și în orașele din împrejurimi. De exemplu, în municipiul Roman, ștrandul va fi deschis de joi, 15 iunie. Locația este una mult mai generoasă, cu 3 bazine de apă, dintre care unul special pentru cei mici, cu o adâncime redusă. Mai mult, tot din aceeași locație se pot cumpăra diferite meniuri sau băuturi. În ziua deschiderii, intrarea va fi liberă. Decor modern pentru viitorii miri care își vor uni destinele la primăria municipiului Pașcani. Administrația locală a amenajat pe spațiul verde de la intrarea dinspre strada Mihail Cogălnicianu o zonă pentru ședințele foto-video. A fost montată o pergolă mare albă de fier, iar în jurul ei tot felul de flori și copaci, printre care trandafiri cățărători sau conifere. Împreună cu domnul primar și cu domnul viceprimar ne-am gândit să creăm un decor pentru viitorii miri, mai ales pentru că acum este la mod oficierea căsătoriilor în aer liber, drept pentru care am achiziționat această arcadă din spatele nostru, din metal. Am împodobit-o de jur împrejur cu plante perene, conifere, din achiziția de anul acesta. Este prevăzută și cu... am plantat trandafiri agățători și alte plante cățărătoare pentru a decora în întregime această arcadă când vor crește plantele. Și cred eu că mai este ceva frumos. Așadar, după ceremonia de oficiere a cununiei civile, proaspeții căsătoriți împreună cu familia, prietenii și toți participanții la importantul eveniment vor putea face poze sau filmări într-un nou decor în tendințele actuale. Mai mult, potrivit celor spuse de reprezentanții administrației locale, este posibil ca însuși oficierea cununiei civile să fie făcută în aer liber, dacă viitorii miri solicită acest lucru. Festivitatea de final de an școlar cu momente deosebite organizată de Școala Specială din municipiul Pașcani, miercuri 14 iunie, pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu. În deschiderea evenimentului mult așteptat atât de elevi cât și de părinți sau cadre didactice, a avut loc un moment artistic pus în scenă de copiii din școală alături de profesori. A fost vorba despre un dans sincron ce trebuia să facă parte dintr-un festival al primăverii, amânat din cauza grevei. Astăzi ar fi trebuit pe această scenă să se desfășoare un festival. Ne-am propus noi, printr-un proiect aprobat de către Inspectoratul Școlar, un festival intitulat Primăvara în Culoare. El trebuia să se desfășoare
data de 30 mai, dar a fost grevă și a trebuit să-l amânăm. Și ne-am propus să desfășurăm astăzi, dar din păcate școala avea început ieri. Și când spun din păcate, mă gândesc în primul rând la copii. Partenerii noștri în acest proiect sunt, în primul rând, Inspectoratul Școlar Județean Iași și toate școlile speciale din județul Iași. Și aici mă refer la școala gimnazială Constantin Păunescu, la liceul special Vasile Pavelcu, la liceul special Moldova, Colegiul Tehnic Ion Holman și școala profesională Trinitas. Cu toții ar fi trebuit astăzi să fim azi pe scenă, dar din păcate, datorită grevei, acest lucru nu s-a putut întâmpla. Pentru că n-au fost copii la școală, pentru că nu s-au putut face repetiții. Cu toate astea, noi am încercat să desfășurăm această activitate. Copiii deghizați în diferite personaje ale anotimpului care abia s-a încheiat au dansat alături de cadrele didactice, dar au și cântat diferite melodii, totul într-un decor parcă desprins din basme. La final, toți elevii care termină în aceste zile cursurile la școala specială din Pașcani au fost premiați și aplaudați la scenă deschisă. De precizat este faptul că în 1976 a fost înființată școala ajutătoare, actuala școală specială, care la început a avut regim de casă de copii cu două clase. Pe parcursul anilor de funcționare, școala a trecut prin numeroase transformări care au atras copiii cu nevoi speciale din zona Pașcani. În prezent sunt înscriși un număr de 150 de elevi în învățământul special și 61 de elevi în cel integrat. Ședință extraordinară miercuri 14 iunie la primăria orașului Hârlău pentru investiții importante în comunitate. Pe ordinea de zi au fost 4 proiecte de hotărâre, toate fiind pentru obiective finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. În 3 dintre acestea, respectiv, reabilitarea moderată a clădirii corpului C1 al primăriei, a corpului C1 de la școala gimnazială Petru Rareș și a corpurilor C1 și C2 din cadrul Colegiului Național Ștefan cel Mare din Hârlău, a fost vorba despre aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru aceste investiții cu finanțare asigurată. Celălalt proiect de pe ordinea de zi a fost pentru aprobarea unui proiect pentru construirea unor puncte de colectare a deșeurilor, intitulat Construirea de insule ecologice digitalizate, tot prin PNRR. Valoarea acestei investiții este de peste 212.000 de euro fără TVA. Societatea Locală de Salubritate din municipiul Pașcani anunță faptul că săptămâna viitoare va avea loc cea de-a doua etapă pentru dezinsecție în oraș și suburbii. Mai exact, în perioada 21-23 iunie, în intervalul orar 6-12 și 21-5, vor fi efectuate servicii de dezinsecție terestră, dar și aeriană. Activitățile de dispersare la sol vor fi făcute de seara și până în zorii zilei, în canalizări, parcuri și locuri de joacă pentru copii. În intervalul orar de dimineață și până la amiază, substanțele vor fi pulverizate din avion, anunță operatorul local. Cetățenii sunt rugați să evite deplasările în aceste perioade în care se fac acțiuni de dezinsecție și să țină ferestrele închise. Rugăm cetățenii să evite deplasările în intervalul orar sus menționat și să țină ferestrele închise pentru a evita expunerea directă la substanțele cu care se efectuează acțiunea de dezinsecție. Totodată rugăm cetățenii să evite trecerea sau staționarea în zona de acțiune a utilajelor, în timp ce acestea pulverizează soluții de combatere a țânțarilor și larvelor acestora și, de asemenea, să acorde o atenție sporită supravegherii copiilor și animalelor de companie pentru a evita eventuale incidente neplăcute.
Pentru ca tratamentele să aibă o eficiență ridicată, autoritățile locale fac apel la toți cetățenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuare a curățeniei în gospodăriile proprii și lucrări de combatere a muștelor, țânțarilor și a altor insecte producătoare de disconfort. În situația în care sunt cetățeni la care apar simptome de intoxicație la nivelul căilor aeriene, usturim, disconfort respirator, toxicitate digestivă, cu dureri abdominale, greață, vărsături, crampe, sunt rugați să se adreseze medicului de familie sau compartimentului de primiri urgențe din cadrul spitalului municipal. Persoane care le țin în proprietate, concesiune, închiriere, lucii de apă, populate cu pește, deținătorii de stupi și populații de albine, trebuie să își ia măsuri de prevenție pe perioada acțiunii de dezinfecție pentru a evita producerea unor evenimente de natură să conducă la afectarea populației de pești și a familiilor de albine. Menționez că anul acesta, deci în 2023, în premier, CLP Ecosfer va efectua tratamentul pentru dezinfecție și aerian, adică din avion. Vom avea trei etape. În situația în care condițiile meteo nu vor fi favorabile, acțiunea de dezinsecție va fi prelungită. Primăria din Târgu Frumos a achiziționat un utilaj important pentru oraș. Este vorba despre o automăturătoare de capacitate mare, fabricație 2023, care va face curățenie pe străzile din localitate. Achiziția a fost făcută prin procedură simplificată. Valoarea cu TVA este de 1.148.350 de lei, finanțată integral de la bugetul local. La sfârșitul lunii mai a fost recepționat cel mai nou utilaj din dotarea primăriei pentru activitățile de măturat și spălat mecanic a carosabilului. Este vorba despre o automăturătoare de capacitate mare, anul fabricației 2023. Pe toată durata anului, în zonele și în intervalele orare în care se va acționa cu automăturătorile, se va interzice parcarea autovehiculelor pe carosabil. Aceste acțiuni vor fi efectuate după un program stabilit și va fi publicat atât în mediul online cât și fizic în zonele respective de către Poliția Locală Târgu Frumos. Pe acest subiect a vorbit și primarul Ionel Vatamanu într-o ședință de Consiliul Local din luna mai. El a atras atenția că pe unele străzi din localitate mașinile sunt parcate pe marginea drumului și că astfel îngreunează circulația rutieră și vor împiedica accesul utilajului pentru curățenie. Zonele precizate de edil sunt strada Cuza Vodă în centrul orașului, dar și anumite străduțe din cartiere. Rugămintea este până să ne gândim cum și ce putem face cu mașinile parcate lângă bordură. Nu putem să aspirăm de acest drum. Este hotărâri cu privire la mașinile astea, nu? Să nu tragă lângă bordură sau? Nu, deci da. Deja lucrăm și cu cei de la drumurile naționale. S-au făcut parcări de trotuare, datorită faptului că ne-au permis acele trotuare luate. Eu o să vorbesc și cu Poliția Națională, cu cei de la circulație la Poliția Națională. Oricum trebuie să eliberăm de la spital și până la profi, trebuie să eliberăm și inclusiv de la ANAF până la spital, să nu se mai parcheze, altfel nu putem. Inclusiv de la piață, că până la urmă și acolo este. Și unde ducem mașini? Poftim? Unde le ducem? Ok, eliberăm. De precizat este faptul că noul utilaj are o viteză de măturare în intervalul 2,5 km pe oră și până la 20-32 de km pe oră, un rezervor de apă cu capacitatea de 1250 de litri, un panou de comandă ce integrează informații operaționale, logarea sau înregistrarea de date și autodiagnoză și multe alte caracteristici tehnice moderne. Comuna de Lena a îmbrăcat straie de sărbătoare în zi de început de vară în vatra satului românesc cu mult soare pe cer. Duminică 11 iunie în curtea primăriei a avut loc prima ediție a Festivalului Regional de Folclor Corăgheasca. Pe scena amenajată în centrul localității au evoluat numeroși copii, pornind chiar de la vârste preșcolare și până la tineri. Ei sunt cei care pun în mișcare ansambluri și grupuri vocale ce scot în valoare folclorul autentic românesc. Bye.
Încă două la pământ, batitoba n-o lăsa, că e vremea mea. Strigă pietrea de gușă, că încă două la pământ, batitoba n-o lăsa. În debutul evenimentului pe scenă au ținut discursuri oficialități locale și județene. Ceea ce se întâmplă astăzi la Deleni este până la urmă rodul muncii unor oameni cu suflet, este rodul muncii copiilor dumneavoastră și este de fapt ceea ce ar trebui să reprezinte, o spun eu și nu și cred că nu numai eu, ceea ce ar trebui să reprezinte satul românesc. Satul românesc are nevoie de investiții, are nevoie de apă, de canalizare, de drumuri, de gaz, de tot ce este modern. Dar oricât de bine dezvoltat din punct de vedere material ar fi un sat, satul românesc fără adevărata lui creație, să-i spun așa, nu ar putea să existe. Ce poate fi mai frumos decât ca în satul românesc să se întâmple ceea ce de fapt este esența poporului român? Să păstrăm datin, tradiții, obiceiuri, folclor și așa mai departe. Cred că pentru orice locuitor al județului Iași, faptul că Deleniu nu mai este doar o comună alături de altele din cadrul județului Iași, ci e un adevărat loc, un adevărat centru cultural, un adevărat centru de promovare a tradițiilor și obiceiurilor din Deleni și ale județului Iași, e un lucru cu adevărat demn de remarcat. Când te gândești la câte probleme are în general o comunitate locală din România și câte probleme trebuie să rezolve un primar, așa cum reușește domnul Prigoreanu, în fiecare zi, faptul că reușește în același timp să acorde o atenție atât de importantă școlii și culturii, pentru mine ca om care vine din zona culturală, e iarăși un lucru demn de remarcat. Pentru că trebuie să vă mărturisesc un lucru și un adevăr. Mulți colegi primari au prima dată auzit să rezolvi problema asfaltului, apa, canalizarea și gazul și apoi să se ocupi de educație și mai ales de cultura sau tradițiile noastre pe care le avem mai de preț. Mă bucur foarte mult că aici la Deleni, la Scobinți, la Țibănești și în multe alte comunități din județul nostru, primarii au ales să le facă concomitent. Și faptul că aici la Deleni avem Corăgheasca, Hurgheș și Hurgheșelu, Muguri de Stejar, trei ansambluri, înseamnă enorm de mult, nu doar pentru comuna de Deleni, stimați părinți și bunici, înseamnă enorm de mult pentru întreg județul nostru, pentru că de la an la an, această bogăție a noastră, acest patrimoniu și material și imaterial, reușim să-l ducem generațiilor noastre mai departe. Primarul comunei Dumitru Prigoreanu a oferit diplome de mulțumire tuturor celor implicați în organizarea festivalului, dar și în păstrarea tradițiilor românești. Printre ei se află și cunoscuta interpretă de muzică populară Maria Șalaru, originară din Deleni și cetățean de onoare al comunei. În ultimul rând o invităm pe doamna Maria Șalaru, care este și cetățean de onoare a comunei Deleni, să fie alături de ce este mai frumos și mai bun pentru comuna noastră. Așa cum doamna Maria se mândrește cu noi, doamna Maria, vă mărturisesc că și noi cei din comuna Deleni
ne mândrim cu dumneavoastră și ne rugăm să vă dea Dumnezeu viață lungă și să aveți succes peste tot pe unde mergeți și să nu uitați, cu siguranță nu uitați, să aduceți aminte de deleniul nostru frumos. Am să vorbesc la momentul meu despre ce înseamnă pentru mine deleniu, ce însemnați și dumneavoastră. Rămâneți în public și o să vă invit la dans. Am aici, văd că au venit de la Orbeni. Iată, o familie de la Orbeni. Da, mulțumim frumos. Doamne ajută! Timp de câteva ore, centrul Deleniului a răsunat de muzică folclorică, iar pe scenă a fost un adevărat regal al portului tradițional românesc și al dansurilor populare. Cum mai joc și cum mai cânt, că așa-i la veselie, credeți-mă prin cuvânt, că eu știu care mine alta, cum se vale în sufletul, cu cântec de voie bună, așa treci și urâtul, de urât și de mandaz, și de omul din lume, Dumnezeu să vă crotească și cântați amul cu mine. Au participat mai multe ansambluri folclorice, două grupuri vocale și mai mulți artiști de muzică populară. Ansamblul artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași, ansamblul folcloric de copii și tineret Florile Moldovei din Iași, ansamblul folcloric Corgheasca, grupul vocal Muguri de Stejar din Comuna Deleni, ansamblul folcloric și grupul vocal Hurgheșelul din Feredeni, ansamblul folcloric Basaraba din Scobinți și ansamblul folcloric Trei Generații din orașul Flămânzi. După scripta ta de fagă, gura mea cântă cu drag. După scripta ta de loc, că și joc de mă o sucă. Dililare, dililandam, dan, dililare, dililandam, dililare, dililandam, dan, dililare, dililandam. Mi-a dat mama dorința, galen, dar lilila, sunt la lume cu ea, galen, dar lilila, la oameni buni și frumoși, galen, dar lilila. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Iași, ansamblul Constantin Arvinte Iași, ansamblul folcloric Corgheasca și Primăria Comunei Deleni. Festivalul poate fi văzut integral pe canalul de YouTube al televiziunii locale BIT TV Pașcani.